Așa cum am promis, astăzi, 22 februarie 2009, am venit aici, în piața Marii Adunări Naționale, pentru a da undă verde votului pentru toți moldovenii. Am venit aici pentru apărarea drepturilor noastre. Am venit aici să dăm verde pentru Moldova. Stimați prieteni, 8 ani de zile de când stăm la roșu, 8 ani de zile de când drepturile și libertățile noastre au fost călcate în picioare. Este timpul să spunem gata, ajunge, ne-am săturat. Oameni buni, acum 10 ani, Voronin și Coroșca au dat startul activității lor infracționale. Acum 10 ani, ei au demis un guvern democratic și au instaurat primul regim, primul guvern comunist. Anume, din această dată a și început exodul masiv a cetățenilor noștri peste hotare. Din 99 până în 2001 au părăsit această țară 300.000 de oameni. Din 2001 până în 2009 sunt peste 1 milion. În câțiva ani de zile, aici nu va rămâne nimeni, numai Voronin cu ficior s-o. Oameni buni, odată, la 4 ani, puterea aparține poporului. La 5 aprilie, noi toți vom ieși la alegeri și vom spune nu comuniștilor, nu sugoilor lor, nu depopulării. Vom spune verde pentru Moldova, verde pentru un viitor mai bun, verde pentru Europa. Verde pentru oameni, verde pentru Moldova, verde pentru Europa. Asta va fi începând cu 6 aprilie 2009, când urmă de comunism și comunism în această țară nu va mai rămâne. Strângeți-le grămăjoare, fiți o icoană, veniți, organizați la vot și votați verdele pentru o Moldovă mai luminoasă, mai prosperă, mai bucurată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Că noțiunea de comunism și noțiunea de drepturile omului sunt două noțiuni incompatibile. Că ei, de fapt, sunt sprijinul nostru. Că ei sunt acei care întrețin familiile, societatea noastră. Și doar un singur partid, împreună cu acoliții săi, care se află încă la guvernare, afirmă contrariul. Ei sunt dușmanii noștri, ei sunt oamenii care trebuie scoși în afara normalității, ei sunt oamenii care trebuie scoși în afara legii, ei sunt oamenii care trebuie privați de drepturile fundamentale. În Sfânta Scriptură scrie, vor veni timpuri de apoi, adică timpuri apocaliptice, când fariseii vor lua chipuri de îngeri și vor încerca să vă fericească. Dar vai de capul vostru dacă nu-i veți putea deosebi și nu le veți da votul vostru de blam. Vânează mistreți! Domnii mei, oare nu suntem noi, întreaga Republica a Moldovei, o rezervație? Voronin nu ne consideră oare niște mistreți și de 9 ani ne tot vânează? Dacă mai suntem vii, haideți să facem din vânători pradă! Haideți să arătăm că putem vâna și noi! Iar noi votăm prin vot democratic! Fiți de acord, stimați compatrioți, sună frumos, sună înălțător, sună nobil, cetățeni ai Republicii Moldova. Ei sunt esența țării, ei sunt, de fapt, izvorul puterii în țară, ei sunt cei pe care puterea trebuie, să zicem, să-i slujească. Cetățenii moldoveni din Italia, Portugalia, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Franța, Israel, Grecia, România, Federația Rusă și în alte țări au solicitat în repetate rânduri Guvernului Republicii Moldova să deschidă secții de votare suplimentare în afara ambasadelor și consulatelor, dar cererile lor legitime au fost respinse.